Prințul Charles va fi proclamat rege al Marii Britanii după cea mai lungă așteptare din istoria monarhiei britanice. Primul în linia de succesiune, Prințul Charles va fi proclamat rege al Marii Britanii în a doua zi după decesul reginei Elisabeta II. În vârstă de 73 de ani, Charles a avut o viață tumultoasă, marcată de controversele provocate de divorțul său extrem de mediatizat de Diana, supranumită Prințesa Inimilor, la care a ajuns deoarece a refuzat să pună capăt relației cu Camila Parker-Bowles. De altfel, Charles s-a căsătorit cu Camila în 2005, la 8 ani de la moartea tragică a Prințesei Diana. Camila a primit titlul de Ducesă de Cornwall. Anul acesta, cu ocazia Jubileului de Platină, Regina Elisabeta a doua și-a exprimat dorința sinceră ca soția lui Charles, Camila, să fie desemnată regină consoartă atunci când Charles va fi rege. Prințul Charles, scurtă biografie Născut la Palatul Buckingham pe 14 noiembrie 1948, Charles este fiul cel mare al reginei Elisabeta a doua și prințului Philip, care s-a stins din viață în luna aprilie a anului trecut cu studii terminate la Liceul Gordon Stone din nordul Scoției și Colegiul Trinity din cadrul Universității Cambridge. El a fost primul moștenitor al familiei regale britanice care a mers la o școală și universitate publică, în loc să fie educat acasă. El a obținut o diplomă în istorie la Trinity College. Charles a servit atât în forțele aeriene regale, cât și în Marina Regală a Marii Britanii, obținând o licență de pilot de elicopter. Investitura sa ca prinț al Țării Galilor, titlul oficial conferit moștenitorilor tronului britanic, a avut loc pe 1 iulie 1969 la Castelul Caernarfon din țara Galilor. După ce a părăsit forțele armate, Charles a fondat Trustul Prințului în 1976, o organizație caritabilă cu misiunea de a ajuta tinerii dezavantajați din Regatul Unit. Organizația a ajutat de-a lungul anilor peste 870.000 de persoane să-și găsească locuri de muncă, urmeze studii sau reconvertească profesional. În ultimii ani el a devenit de asemenea un avocat al luptei împotriva schimbărilor climatice și a protejării mediului înconjurător.